atât din Iași, cât și din Botoșani, Suceava și Neamț. Vorbim despre un proiect foarte important pentru noi toți, nu numai din zonele acestea, dar adresabilitatea acestuia se restrânge, așa cumva, la zonele noastre, mai exact Iași, Bacău și Vaslui. Un proiect care privește violența online, fața nevăzută a pandemiei, acesta este titlul proiectului, bineînțeles, lansat de Asociația Moral Compass săptămâna trecută, mai exact pe 18 ianuarie. Și pentru a vorbi un pic despre acest proiect și despre acțiunile din cadrul lui, avem astăzi două invitate tare dragi mie. E vorba de coordonatorii proiectului, Alexandra Maftei și Oana Dănilă. Bună dimineața! Bună dimineața, Alina! Cum sunteți în aceste vremuri? Oana mai răcită, eu mai puțin răcită. Trebuie să recunosc că e foarte interesantă formula aceasta, Alina. Noi întotdeauna ne-am întâlnit la voi în studio, dar e foarte interesant și așa. Mulțumim tare mult pentru ocazia de a vorbi despre proiectul nostru. Într-adevăr, marți, nu? A fost conferința. Marțea trecută. Da, a fost conferința oficială de lansare a proiectului. E un proiect pe care noi l-am gândit în urmă cu un an și care a pornit de la o lucrare, de la o cercetare pe care noi am făcut-o. Se numește Give Me Your Password, What Are You Hiding? Și cred că sintetizează foarte bine ceea ce înseamnă violența domestică online, și anume hărțuirea partenerului prin intermediul tehnologiei. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea Oanei, am văzut-o pe Facebook. Avea acolo câteva de la dăm parola și alte sintagme. Oana, poți să ne redai pentru ascultătorii care n-au citit postarea ta? Dacă nu, ați citit-o, o găsiți pe Facebook oricum la Oana. Dar așa, câteva dintre sintagmele care însoțesc practic prezentarea proiectului. Sigur, am putea să credem că forma aceasta un pic mai sofisticată și, să-i spunem așa, mai modernă, se oprește într-adevăr la titluri ca și cel pe care Alexandra îl invoca mai adineori și pe care l-am folosit și noi pentru cercetare, dăm parola, altfel n-o să am încredere în tine, dar din păcate, așa cum sesizai, aceste forme de hărțuire pot să meargă mai departe. Spunem permanent unde ești, dacă nu știu unde ești, dacă nu-mi dai un share location, cum e modern acum, da? Nu am încredere în tine, până la amenințări mai consistente. Dacă nu mi-arăți cu cine stai de vorbă, dacă nu am acces la conversațiile tale, te lovesc, dacă nu știu unde ești, vin să te omor. Și pare să fie așa, spuneam, rupt de film, poate de film așa american, dar nu mai este deloc așa. Lucrurile stau din ce în ce mai mult în felul acesta, tocmai datorită faptului că viața noastră a multora s-a mutat în mediul online odată cu izbucnirea pandemiei. Eu te-aș întreba pe acest subiect dacă știi că sunt foarte multe conturi comune a soților. Și de obicei argumentul care stă la baza acestui cont comun e faptul că avem încredere, atât de multă încredere unul în celălalt, încât nu avem nevoie de conturi separate, nu avem nevoie să fiecare dintre noi să vorbească cu prietenii. Intră și asta sub incidența, nu știu dacă a unei hărțuiri, cât mai degrabă a unei... Constrângeri poate, da. Sigur, chiar vorbeam zilele trecute cu Alexandra, pentru că printre acțiunile acestui proiect avem și extinderea cercetării de anul trecut și vom lua în calcul și această variabilă, și anume a testa într-adevăr a face diferența între cuplurile în care decizia unui cont comun reprezintă cu adevărat o decizie și exprimă de fapt transparența și încrederea în relație pe care cei doi parteneri o au, versus într-adevăr ceea ce ai sesizat, ai intuit corect, și anume situația în care de fapt e o altă formă foarte subtilă, da, de control, de exercitarea controlului, în care cel puțin unul dintre parteneri fie nu realizează, fie e în acord tocmai datorită acestei temeri. Da? Până la urmă, violența domestică în genere are câteva caracteristici, printre care nevoia de control excesiv și temerea constantă resimțită de către victimă sunt întotdeauna în imagine. Da? Ori realitatea ne arată, prin studii variate, că se poate face o confuzie, și vorbeam deseori cu Alexandra, se poate face o confuzie foarte fină între
controlul exercitat sau nevoia de control exercitată ca o formă de reasigurare a unui partener care este mai puțin încrezător, atât în el cât și în relație, pentru că rănit fiind în mod constant în relații anterioare, da, și-a pierdut încrederea și are nevoia aceasta și este o nevoie perfect legitimă, normală, pe care o solicită poate un pic, hai să spunem, mai des decât ar fi firesc, și o situație în care deja lucrurile depășesc un nivel normal, nu mai reprezintă doar un semn de neîncredere, sunt deja dintr-o zonă, spunem noi așa mai tehnic, patologică, adică a unei persoane care suferă psihic și care prin prisma suferinței psihice recurge la comportamente abuzive. Modalitatea ta de expunere atât de caldă și apropiată de oameni trebuie explicată pentru ascultătorii noștri. Tu vii nu numai cu din zona aceasta de studiu sau de studii a diferitelor segmente, ci și din terapie și atunci corect. Poate de aici abordarea aceasta caldă. Nu știu dacă e corect ce zic eu. Așa este și mă bucur că ai subliniat-o, pentru că în fapt ne dorim și prin acest proiect să atragem atenția asupra fenomenului și să facem corect distinția între situații în care am putea trece nepăsător pe lângă o situație de violență domestică chiar online, da, și să fim singura persoană care știe de la victimă că îi se întâmplă lucrul acesta și să intervenim, dar să nu picăm nici în cealaltă extremă, care este atât de comună când vine vorba și de violența domestică tradițională, să spunem, clasică, și anume aceea, nu-i așa, rufele se spală în familie, nu ne băgăm, nu intervenim și întreținem, dacă vrei, ciclul, dar o altă extremă este și aceea de a blama. Asta voiam să scot în evidență. Da. De a blama și ori eu nu-mi doresc să transmitem acest lucru. Nu este oportună nicio poziție, nici cealaltă. Sunt situații în care putem înțelege în profuzime, sigur, dacă rămânem curioși. Curiozitatea mea e una mai blândă, așa. Mai blândă, da. Un prim pas, și de asta mă bucură tare mult faptul că faceți aceste lucruri, un prim pas ar fi să conștientizăm existența unui fenomen, apoi să înțelegem toate părțile și să vedem cum anume conlucrăm împreună astfel încât să reglăm niște lucruri care poate nu sunt sănătoase în funcționalitatea partenerilor sau a noastră ca societate. Alexandra, a început proiectul deja și erau acolo niște mențiuni despre tot felul de acțiuni pe care le veți face. Mi-ar plăcea să vorbești un pic despre asta. Ce anume se va întâmpla, pentru că proiectul se va desfășura până în martie. Până la sfârșitul lui aprilie, are o durată de 4 luni, au mai rămas încă 3 și un pic. Este important, poate, să spunem că proiectul este finanțat de Active Citizens Fund, un program care ne este foarte drag nouă și ne-a oferit mult sprijin încă de la momentul în care am înțeles că am câștigat. Printre activitățile principale ale proiectului se numără, așa cum ai spus deja, campaniile de conștientizare a fenomenului. Se vor desfășura atât online cât și offline. Pe partea de offline ne dorim să ajungem pe lângă Iași, firește, în Vaslui și Bacău. Și suntem deschiși spre parteneriate cu ONG-uri locale de acolo sau alte instituții de învățământ care doresc să ne sprijine în acest demers. Este poate cel mai important obiectiv al proiectului nostru, acela de a face cunoscut fenomenul și de a ridica, de a trage acel semnal de alarmă cu privire la granița fină dintre abuz și manifestarea încrederii în partener. Să înțeleg că merg pe două căi, unul către public, către publicul larg, și doi către instituțiile abilitate care să vă extindă și vouă rețeaua aceasta de instituții care să lucreze sau să conlucreze unele cu altele. Am înțeles așa corect? Așa e, unul dintre obiectivele proiectului este să atragem cât mai mulți parteneri care să ne sprijine în acest demers, pentru ca ulterior să contribuim cumva la reglementarea mai clară a acestei forme de violență domestică. Pentru că în România, atunci când spui partenerul meu îmi solicită în permanență să-i spun unde sunt sau îmi umblă prin mesaje, prin e-mail-uri, de cele mai multe ori reacția nu e neapărat atât de vehementă precum te-ai aștepta. Pentru că nu e o formă încă
acceptată de toată lumea. E cumva așa, la limita obișnuinței și normalității, aici, nu? Cumva e într-o zonă de normalitate. Apropo de titlul nostru, de ce ai ceva de ascuns? De ce nu lași să se uite? Sau de ce nu lași să se uite? Și foarte important în acest sens, ne dorim să lansăm în curând o platformă online în acest sens, se va numi violențaonline.ro și va fi un site care va permite, pe lângă transmiterea informațiilor în acest sens și un mecanism de raportare și de gestionare a acestor situații, o platformă unde potențialele victime sau cei care asistă la acest fenomen, bystanderii, să nu fie pasivi, ci să devină activi și să raporteze astfel de cazuri, pentru că, ulterior, Oana va coordona sesiuni de consiliere și sprijin psihologic tocmai pentru aceste victime ale violenței prin intermediul tehnologiei. Super, mulțumim tare mult! Așadar, asta se va întâmpla până la sfârșitul lui aprilie, ai zis, da? Și ca urmare a tuturor demersurilor și acțiunilor pe care le veți face, vedeți și o prelungire a acestui proiect sau o serie de alte acțiuni care vor reieși din concluziile proiectului, nu? Așa ne dorim. Și așa cum a spus și Ioana, o altă componentă importantă este cea legată de cercetare. Nu ne putem abține, suntem cercetători până la urmă și vom continua studiul pe care l-am publicat de altfel anul trecut, extinzând cumva explorarea unor variabile asociate și la ideea de gelozie, de experiențe similare în trecut și multe altele. Super, mulțumim tare mult. În încheiere, aș vrea în primul rând să-mi promiteți că reveniți cât de curând, pentru că am vrea să fim aproape de proiect și să vedem cum se desfășoară el. Și în al doilea rând, aș vrea tare mult să știm cum putem noi ajuta. Și când mă refer la noi, atât noi ca radio, cât și ascultătorii care sunt în acest moment pe frecvență. Cred că cel mai important mesaj este momentul acesta, cel de replicare sau de redistribuire a informației. Avem nevoie să ajungă informația la cât mai multe persoane, atât persoane direct vizate, mă refer la victime, da? Persoane care trec prin situația aceasta, cât și la orice până la urmă persoană care se pregătește sau este în momentul acesta într-o construcție de relație și ar putea să confunde, cum spuneam mai adineori, astfel de acțiuni cu mesaje mai degrabă sau în fine cu ideea mai degrabă de îi pasă de mine, ține atât de mult la mine încât își dorește să știe permanent unde sunt. Asta și pentru că povesteam și la conferința de lansare, se prefigurează așa, se configurează destul de amenințător și asta o spun mai degrabă din calitatea mea de practician, răspândirea fenomenului la începutul de relație, adică așa cum e firesc, la începutul de relație noi așa suntem mai apropiați, petrecem mai mult timp împreună, poți apar astfel de conduite ca fiind mai normale, noi așa îmi doresc mereu să știu unde ești pentru că vreau să petrec timp cu tine, ceea ce ulterior va deveni de fapt o amenințare pentru relație și atunci avem nevoie și de o componentă de educație, de prevenție dacă vreți, cu cât mai mult vor ști tinerii care se apropie de relații romantice și intră în astfel de relații, mai ales pentru că ei folosesc tehnologia aproape ca o a doua viața lor, cu atât mai mult, de fapt, ne înscriem în felul acesta cu proiectul și într-o componentă firească de prevenție. Hai să știm dinainte la ce ne putem aștepta, hai să rămânem atenți la semnale care ne-ar putea indica transformarea unui comportament de grijă într-unul abuziv. Și aș adăuga, Oana, tot în spiritul acesta al tău terapeutic, multă compasiune și de o parte și de alta, pentru că asta ne va ajuta mult mai mult decât orice altceva întotdeauna. Mulțumim tare mult, am să vă spun că colegul nostru Călin din Suceava ne spune că în acest moment suntem ascultați și la Științele Educației din Universitate, în birou acolo, așadar, apropo de parteneriate... Apropo de parteneriate și de ce nu de sprijin și în cercetare sau mai ales în cercetare, iată că lansăm invitația și către Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Mulțumim tare mult și promisiunea că veți reveni în curând.
O avem cu siguranță. Oana Dănile și Alexandra Maftei, coordonatorii proiectului, ați auzit toate detaliile care sunt absolut necesare acum la startul proiectului. Mult succes în ceea ce vreți să faceți și suntem aici oricând.